Astăzi, 13 februarie 2020, începând cu ora 8, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt efectuează 6 percheziții la sediile unor administrații locale de pe raza județului. De asemenea, percheziții au loc și la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale într-un dosar penal aflat sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Caracal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu. În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice efectuează 6 percheziții în localitățile Drăgănești Olt, Mărunței și Dăneasa. Sunt vizate sediile unor societăți comerciale și unor administrații locale. Două persoane de 52 de ani și respectiv 63 de ani din orașul Drăgănești Olt, precum și o altă persoană de 42 de ani din localitatea Mărunței, au fost aduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Olt în baza unor mandate de aducere. Din cercetări a reieșit faptul că în perioada 2009-2016 trei administrații locale din județul Olt ar fi efectuat plăți în valoare de aproximativ 220.000 de lei către diverse agenții economici pentru achiziționarea de mobilier urban, existând suspiciuni că bunurile nu au fost livrate în totalitate către beneficiari. În baza unor mandate de aducere, trei persoane, reprezentanții unor societăți comerciale, doi din Drăgănești Olt în vârstă de 63 și 52 de ani și unul din Mărunței în vârstă de 52 de ani, urmează să fie aduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Olt pentru a fi audiați și dispuse măsuri legale.